just levitate. Mănăstirea Brinkman. Da? Pentru tata ce filmăm acum, deci. Mama, unde ești? Ready! Fotole, este de puce. Unde este? A, Sfântul Gheorghe, fix aia din centru. Așa? Nu, mai de sus în jos. Wow, s-a întâmplat din nou, doar că acum suntem? La mănăstirea sâmbătă, în sâmbătă de jos, mănăstirea Brâncoveanu sau ceva de genul ăsta. Da, a venit o doamnă și imediat a zis: aoleo, cu aici cu cățelul că face pipi sau caca. Păi stați, doamnă, că dacă face caca sau ceva strângem. Nu, 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 că aici nu știu ce. Și zis: doamnă, sunt nevăzător și are voie pentru că știți, e câine de asistență. Și a fost și la Vatican și a fost aprobată de, știu eu, papa, da, ea a spus. Cu ce, că aici nu e Vatican, aici e sâmbăta de jos. Că căutați preotul, stareți, că nu știu ce. I-am zis: doamnă, sunt nevăzător și na, am venit și eu pe aici să... Păi da, da, el dacă e nevăzător. Păi și ce vedeți aici? De ce vede? De ce vine aici? Ce face? Pe bune, pe bune, că chiar a spus asta, a spus asta. Și zic că simte în primul rând și că mai... e mai... Da, 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 apucărerii, deci pe bune a fost și tot continua și insista și a început cu dalea că... I-am și spus: doamnă, dar dacă vine aici să mă vindec, că face minune o Dumnezeu. Și a zis: păi ce? Și ce, vă vindecă câinele? Mult mai mult decât tine, doamnă. Și la un moment dat pur și simplu a zis că se face de rușine și să vorbim cu altcineva. Și a zis că degeaba se roagă la biserică dacă gândești așa. Și în continuare nu se oprea, am vorbit cu părintele stareț și a spus că e ok, doar că să nu intre în biserică, ceea ce mă abțin din nou. Da, deci femeile anumite stări și câinii, wow. Oricum, dacă oamenii ăștia sunt cei care și chipurile sunt al bisericii, wow. Iubiți creștini. Da. Cu accent către sus. Puci! Veniți înspre mine sau nu? Da. A, acolo. Pentru taică mă fac filmarea asta și era: mamă! Da. Adică acum am început filmarea. Da. Caută nimeni filmarea asta. Fiul meu de la nu știu ce colegă de-a lui și... Ce vă bravo faci! E boltocă, e izvorul. E boltocă, da. Ha, și suntem aici la izvorul la Arsenie, Buca sau cum se... nu știu. Mă, să oricum, știi că a fost pe aici, aș bănesc orice loc care Arsenie Boca a trecut pe acolo, s-a strănutat în zona, i-a luat denumirea. Oricum, suntem aici, apa din ce am înțeles e bună, Brady se distrează și în sfârșit nu mai avem persoane care lucrează pentru biserică să ne spună că nu avem voie cu cățelul, deși e câine de asistență. Și a făcut și niște prieteni copii, nu? Totdeauna aș face prieteni peste tot, mai mult decât noi, mai mult decât mine. Și ce, mai e destul de câlă aici la sâmbătă? Brady, nu! Brady, what are you doing? Doamne, cât iubesc poveștile astea, tocmai am auzit o realitate despre izvorul de aici, pe care îl denumesc eu și obțin Arsenie Boca. Locuitorii din localitatea Drăguș, așa, Drăguș, perfect, au încercat să pună stăpânire pe râul ăsta și să-l monopolizeze și evident să vândă apa ca o mică... izvorul în sine ca o mică afacere și ghiciți ce s-a întâmplat atunci. Izvorul a încetat să mai producă apă. Iar la scurt timp după ce au renunțat cu totală lucrări, a început iară să izvorască. Așa că unele lucruri, wow! De pur și simplu... A văzut containerul ăla care e acolo ea. Ăla, nu acolo ea o butie ce foarte. Eu auzit. Și Dumnezeu i-a oprit. Așa că bravo. Părintele Arsenie, că i-a luat. Sufletul, da. Haideți, pe mașină, nu ți-am făcut deja? A, de ce? Adică în partea asta unde filmez eu, da? E, surpriză! Ți-ai primit... Am prins-o fix pe asta. Fix comentariul ăsta aici. Haide! Primul rupești tu. Alright, bine ați venit pe podul care duce către cetatea Făgăraș, aparent cetatea de bază, strajă, a lui Mihai Viteazul. Destul de cool. Ce cum o să vedem și pe Stanca, care a fost, care v-a să zică soția lui Mihai.
Și uite o grămadă de vizitatori pe aici. Deci destul de cool, am înțeles că am ajuns și bine. În alți ani era închis pe aici. Și evident că a venit Tamaelacul aici de defensivă ca să nu vină turcii. Pune și de un festin regal acum, miroase. De ochiul meu, camera vede. Putem întreba. A, da, mergi tu. Vreau și să feream și acum. Oamenii le folosesc în debut. Alright, cam atâta despre Cetatea Făgăraș. Foarte, foarte mișto. Se pare că în muzeu se aflau niște lucruri pe care noi nu o să le vedem, că n-am avut chef. A fost mai mișto în temniță. Dar e dormitoare secrete, scuturi, picturi, copii care vin în tabără, ce mai? Cetatea Făgăraș este a mea din demură.